Bună ziua, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această după-amiază am alături de mine echipa PSD Petrila, în frunte cu primarul în exercițiu Vasile Jurca. Alături de dumnealui sunt consilierii Elgiu Marius și Adrian Matei. Iată că ne apropiem cu pași repezi către alegerile locale și lumea începe să devină mai agitată. Taberele și-au ascuțit armele, acum încep să scoată artileria la atac. Domnule primar, bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Iată că ne reîntâlnim în studiul Capital TV la o nouă emisiune unde putem să spunem lucrurile pe nume, să vedem ce ați făcut, să vedem ce faceți, să vedem ce planuri de viitor aveți, la fel și colegii dumneavoastră, domnul Elgiu și domnul Matei. Haideți să intrăm direct în subiect. Se apropie deschiderea școlilor și știu că aveți planuri de a facilita acest eveniment. Da, pot să vă zic că astăzi am avut o ședință de Consiliu prin care am aprobat bani pentru cele două instituții de învățământ pe raza orașului Petrila, pentru că trebuie, așa cum spuneți dumneavoastră, să ne pregătim pentru deschiderea școlilor. Vreau să vă spun că promisiunile guvernului PNL sunt egale cu zero, n-au făcut nimica pentru copii, mai mult decât atâta, nici instrucțiunile pe care le-au primit prin inspectorate, școlile nu sunt clare, nu știu exact cum vor începe școlile. Din păcate, la momentul acesta, toată presiunea și financiară este asupra conducerii școlilor și asupra primărilor, din păcate. Deci vă spuneam că noi astăzi am alocat 100.000 de lei vechi, adică 100.000 de lei noi, 1 miliard de lei pentru cele două școli, pentru a putea să-și cumpere materiale necesare pentru începerea anului școlar. Mă refer aici la măscuțe, la materiale pentru dezinfectat, pentru că promisiunea a fost în ultimele câteva luni că se vor da bani, că vor veni nu știu ce fonduri, că vor primi de la Ministerul Învățământului, că vor primi de la Guvern, și vreau să vă zic că suntem aproape în prag de deschiderea anului școlar și nu avem nimic. Mai mult decât atâta, astăzi la ședința de Consiliu, consilierii PNL, toți, în afară de domnul profesor Boantă, căruia îi mulțumesc pentru că dumnealui a fost și profesor, au votat împotriva, sau mai exact s-au abținut să voteze proiectul de hotărâre prin care am făcut rectificarea bugetară și am alocat bani către școli. Deci cei 5 consilieri de la PNL s-au abținut, pur și simplu n-au votat. La fel și colegul meu viceprimar nu a venit la ședință și consilierul Adrian Preda, care a plecat la Pro-România, a spus că el nu mai participă la nicio ședință a Consiliului Local. Le mulțumesc colegilor mei din PSD, care au votat domnului profesor Boantă și consilierul independent Oros. Că dacă nu mă ajutau ei, la momentul ăsta eram într-o situație foarte, foarte delicată și nici măcar nu puteam să le asigurăm la copii măscuțele și tot ceea ce au nevoie ca să poată să înceapă școala. Vis-a-vis de începerea școlii, continuăm discuția, decizia finală probabil se va lua săptămâna viitoare, pentru că totul este în funcție de cum vor evolua cazurile de COVID în orașul Petrila. La momentul ăsta avem, adică mai exact astăzi, avem confirmate de la DSP 42 de cazuri active, deci suntem undeva în zona galbenă, adică probabil o parte din elevi vor veni la școală și o parte vor face online.
să vedem ce se va întâmpla până în data de 14 septembrie și probabil atunci, înainte cu 3-4 zile, se va lua decizia finală vis-a-vis de modalitatea cum va începe școala și la Petrile. Da, bun, asta fac parte din activitatea curentă a primăriei. Referitor la campania electorală, cu ce noutăți veniți vis-a-vis de această problemă? Mă refer la faptul că toți candidații și-au făcut corturi, și-au făcut sedii de campanie, și-au, mă rog, s-au gospodărit fiecare cum a putut. Dumneavoastră, ce ați întreprins ca și element de campanie electorală? Da, am văzut că unii dintre candidații noștri, mai exact domnul Păducel, încă este în vitrinele unor magazine, așa cum... Da, nu mai este legal, probabil, nu? Da, nu mai este legal, dar așa cum le place celor de la PNL să fenteze, au fentat și de data asta, în sensul că nu au pus sigla, au pus un banner cu domnul Păducel, sau am văzut pe la unele case ale consilierilor dumnealui puse doar bannere cu numele Păducel. Adică o hoție din punctul meu de vedere, ca să fure cumva această campanie electorală, pot să spun, pentru că legea spune clar că sunt interzise bannere și alte afișe în vitrine, se pun afișe doar pe afișierele autorizate din oraș. Așa cum spuneam, la lor au ales să fură și această campanie prin nu știu ce bannere puse prin magazine, dar eu cred că petrilenii nu se vor lăsa păcăliți și vor avea grijă cu cine să voteze. Noi n-am făcut nici corturi în orașul Petrila, am avut puse în precampanie bannere electorale prin care am anunțat candidatura mea, a domnului Marius Sărgiu la funcția de consilier și propunerea noastră a Partidului Social-Democrat pentru funcția de viceprimar. Ne pregătim, așteptăm să ne vină materiale de campanie cu ceea ce am făcut în acest mandat și cu ce ne-am propus să facem în următorul mandat. Am pus afișe acolo unde ne este permis de legislație, adică pe afișiere, atât cu primarul, cu lista de consiliere a PSD Petrila, președintele Consiliului Județean, domnul Laurențiu Nistor, și urmează să primim și liste cu colegii noștri de la Consiliul Județean. Domnule Hergiu, noastră sunteți profesor la Universitatea din Petroșani. Anul școlar universitar are șanse să înceapă anul acesta? Încă nu am luat decizia, eu sunt și membru al Senatului, o să avem o ședință de Senat și în funcție de câte cazuri sunt, de acțiunile care se vor întreprinde, o să vedem dacă începem în mod tradițional, într-un mod hibrid sau online. Am văzut că universități din țară care își deschid cursurile mai repede, unele au adoptat metoda la laboratoarele să fie față în față, cursurile să fie sistem online. Altele am înțeles că vor ca anul 1 și anul terminal să frecventeze cursurile și laboratoarele, iar ceilalți în sistem online. Noi încă n-am stabilit, o să avem o ședință de Senat și o să stabilim cum va începe anul universitar la Petroșani. Noi îl începem doar la 1 octombrie. Da, păi sunt trei variante vehiculate, știu, varianta online, varianta hibrid și varianta față în față, care totuși aia e varianta optimă, mi se pare mie, că tot online, cu online-ul ăsta, vedeți, ca și în campanie, sunt foarte multe știri online care nu pot fi verificate, care sunt mai fake-uri, sunt tot felul de răutăți care se lansează în campanie prin acest online. Laboratoarele, ca să fie eficiente, trebuie desfășurate față în față. La cursuri e discutabil, adică se pot ține cursuri online și eventual la o perioadă de timp să ne prezentăm în fața studenților, ei să aibă întrebările sau să aibă subliniate neclaritățile, noi să le explicăm, să mergem mai departe, dar repede, decizia o să o luăm în comun în cadrul Senatului. Bun, acum sigur că probabil și profesorii ar prefera o variantă online, e cea mai lejeră și pentru profesori și pentru elevii,
respectiv studenți, varianta online e cea mai lejeră, cea mai puțin stresantă, dar încă o dată repet, este varianta optimă pentru a pentru ca transferul de cunoștințe să fie cât mai direct și cât mai bine argumentat. Dar, mă rog, asta vom vedea ce se va întâmpla. Uite că această bagoste care a căzut pe capul nostru al tuturor oamenilor, acest coronavirus își manifestă acțiunea negativă în toate felurile, în toate direcțiile, și în învățământ și în toate domeniile. Sănătate, în domeniul sănătate, în primul rând, despre sănătate e vorba, dar și turism, învățământ, etc., în toate domeniile. Al treilea invitat, domnul Adrian Matei, este tânărul candidat pentru funcția de consilier local al orașului Petila. Face parte, deci, din structura PSD, din organizația PSD al orașului Petila, nu? Da. Ce v-a determinat să ajungeți în acest partid, să ați optat pentru PSD? Ce anume v-a... Două motive m-au determinat. Unul a fi și cel mai important, omul Marcelo Borca. Și aici pot aduc câteva argumente, chiar dacă poate dânsul află acum în premieră. Eu, fiind pasionat de politică și de administrație, l-am urmărit în tot acești 4 ani, i-am urmărit activitatea, i-am urmărit programul acum 4 ani. Într-adevăr, mi s-a părut că după mandatul acesta, Petrila s-a schimbat. Și oricine ar spune că nu este așa, se vede încă de la ieșirea din Petroșan spre Petrila. Cu sensul giratoriu, începând la sensul giratoriu. Nu neapărat sensul giratoriu, cât porțiunea de la sensul giratoriu până la intrarea în oraș. O porțiune care toată lumea și cred că toți petrileni știu, cu toate că nu aparținea de orașul. De era plină de gropi, era plină de... În ultimii 30 de ani nu s-au făcut decât cârpei. Și să nu uităm, asfaltul ca asfaltul, dar dacă ne mergem și vedem în teren, pe dealul aferent străzii sunt foarte multe plante, arbuști, copaci și așa mai departe. Bun, dar revenind la partea, la bucata aceea de la intrarea în orașul Petila, este și pasajul peste calea ferată care s-a reabilitat. Bineînțeles, și ani de zile au fost foarte multe probleme, locuitorii Petrilei în special aveau probleme tehnice și multe reparat la automobil. În fine, nu despre asta e vorba, cum am spus, în primul rând despre primarul și omul Vasile Jurca, și mi-am dat seama că într-adevăr, atunci când se vrea, se poate. Petrila s-a schimbat și din punct de vedere al mentalității, cel puțin la nivelul administrației. În ultimul mandat a fost o mare deschidere, chiar dacă eu personal nu am accesat și nu am fost interesat, dar am prieteni, cunoștințe și din audite, foarte mulți tineri care au acces la start-up-uri, fonduri europene, plus, bineînțeles, administrația care se vede că a lucrat mult pe partea aceasta și, ca dovadă, sunt și există proiecte în derulare sau finalitate. Al doilea motiv, ca să închei, într-adevăr, anul acesta am găsit la Petrila o organizație mult mai risită, să zic așa, capabilă, mult mai tânără, reîntinerită și pe majoritate îi cunosc, sunt prieteni de-ai mei, îi cunosc foarte bine, îi cunosc caracterul și știu că sunt oameni harnici și binevoitori. Și atunci, într-adevăr, am ales ca să fac pasul acesta, să mă alătur echipei PSD Petrila și alături de domnul primar Vasile Jurca. Da, cu ce vă ocupați, domnule Matei, în viața curentă? În viața curentă sunt de profesie inginer, iar lucrez de 13 ani în cadrul Institutului Național de Cercetare Documentare INSMS Petroșani. INSMS Petroșani este una dintre întreprinderile fanion ale Băijiului, cu ramificații puternice în întreaga economie națională, este deținătorul a mai multor standarde pe care le oferiți firmelor
care activează în domeniul minier, al explozibilor, mă rog, sunt foarte multe domenii. E o firmă care merge foarte bine, cu oameni foarte competenți, exact, la acest instrument. Și să nu uităm că o parte din clădirile administrative se află pe teritoriul orașului Petrila. Da. Da. Domnule primar, uitați că aveți un contribuie puternic la bugetul local pe Insămix Petrușeni. Da, într-adevăr, cu o parte din clădiri pe teritoriul Petrile, dar eu mă bucur că am un tânăr, pot să zic eu, de succes, cum e Adrian Matei, alături de mine, și chiar mă bucur și mulțumesc că a acceptat să vină în echipa mea. Noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, la un moment dat el chiar a fost lângă mine și când eram în organizația de tineret. Lucrurile s-au schimbat între timp, dar văzând, așa cum a prezentat și el, că echipa la Petrila s-a schimbat, eu sunt la un moment dat președintele organizației și zic eu că suntem foarte mulți tineri în această organizație și el a venit alături de noi și mulți alții. În emisiune viitoare o să vă mai prezint și alți oameni din Petrila, profesori și altfel de oameni care au și alte specializări, care au venit alături de noi și ne susțin echipa pe care noi am format-o pentru conducerea administrativă a orașului Petrila în următorul mandat. Ce proiecte aveți în derulare în perioada asta? Știu că e o perioadă aglomerată, cu campanie, cu coronavirus, dar viața trebuie să meargă înainte și trebuie să ne ocupăm și de problemele curente ale orașului. Așa este, la momentul ăsta avem în derulare reabilitarea termică a blocurilor, se lucrează la toate blocurile, sau mai exact la 80% din blocurile pentru care noi am obținut finanțare. Avem două blocuri pentru care încă nu avem proiectare, e vorba de blocul 11 din 9 martie și blocul 43. Așteptăm să primim proiectul tehnic acolo și să dăm drumul la licitație. La restul blocurilor pentru care am obținut finanțare, se lucrează și sper eu ca până la sfârșitul anului să fie închise, începând de la blocurile din Lonea și până terminând cu cele din strada mea. La fel lucrăm la parcul de recreere, pentru care am obținut o finanțare din fonduri europene de peste 1,5 milioane de euro. Este vorba de o suprafață de aproximativ 2 hectare care se află dincolo de Jiu, în zona magazinului Penny. Un parc pentru care am depus cerere de finanțare încă din anul 2016, de când am preluat mandatul de primar, dar din păcate toate problemele astea administrative ne-au adus până anul acesta, pot să spun, când în primăvară s-a finalizat licitația pentru execuția lucrărilor și au început lucrările și acum a mai venit o altă problemă. Constructorul a mers foarte, foarte încet cu lucrările acolo, dar se lucrează. Prin acel parc se dorește regenerarea unei suprafețe de 2 hectare care a fost afectată de o parte a liniei Petrila. Acolo a existat un puț, nu mai știu exact dacă mă greșesc, puțul 1 escătă al liniei Petrila. Zona a fost ecologizată cumva în urmă cu vreo 10 sau 15 ani și noi, găsind o axă de finanțare din fonduri europene, am scris un proiect și zic că e un proiect destul de frumos, în sensul că e un parc așa, jumătate de aventură și jumătate de parc de recreere. Da. Zic că jumătate pentru că avem acolo și o tiroliană, ceea ce nu se prea găsește într-un parc de recreere. Avem o tiroliană care o să-i bucure pe cei care își doresc să plutească în aer, o să spun. Avem o pistă de biciclete în jurul acestui parc, la fel pentru bicicliști pot să facă acolo, să se antreneze, să facă mișcare și, bineînțeles, și zona de recreere pentru cei care vor să se plimbe, să stea pe bănci, să stea la mese.
Deci o investiție, zic eu, destul de mare, atrasă din fonduri europene, ea creează locuri de muncă, aduce un plus valoare din punct de vedere economic, atât pentru oraș, cât și pentru chiar pentru toată Valea Julie, aș spune. Deci în mare, astea sunt proiectele la care lucrăm. Să nu uit, lucrările la gaz. La momentul ăsta am început și lucrăm în partea de sus a orașului, pe străzile Ana Codrea Scântei. Cred că de mâine o să intrăm pe strada Dealului și strada Carpați și vom continua. Aștept să vină proiectul tehnic și pentru celelalte zone ale orașului, pentru că avem în procedură de licitație, proiectare și execuție mai multe străzi în orașul Pătila și până la sfârșitul anului vom ajunge cu gazul în toate zonele pentru care noi am făcut demersul deja de aproape un an de zile și le-am promis cetățenilor din cele zone. Bine, dar până la urmă firma de gaze execută aceste lucrări? Nu, sunt firme private care sunt autorizate să facă lucrări de extindere rețele de gaze. Deci nu Delgaz, Gridu sau E.ON. Ei doar și-au dat avizul, noi am scos lucrările la licitație și au venit firme care sunt autorizate pentru a extinde rețele de gaze. Deci, practic, rețelele sunt proprietatea primăriei sau? Da, ele sunt proprietatea primăriei. Rețelele principale de gaz sunt în proprietatea primăriei. Deci noi ducem coloana principală pe fiecare străduță și cetățenii își fac branșamente. Ulterior, nu să luați chirie de la E.ON sau de la Nu, nu, pentru că legea nu ne permite. Păi cum vă recuperați banii? Ele sunt, sunt niște investiții în rețele de utilități, exact cum se fac investițiile și în rețelele de apă și canalizare, pentru care nu se percep bani, pentru că sunt niște rețele de utilitate publică. E cum că apa serv? Păi și apa serv și încasează bani, încasează bani pentru apă, nu pentru transportul apei. Păi încasează bani și pentru evacuarea apei. Mă rog, evacuarea apei sau apa evacuată se apa tratează. Apa meteorică sau se apa menajeră se foarte bine că există stația de tratare de la Dănuțion, unde toată apa menajeră merge acolo, e tratată și după este introdusă în circuitul natural. Deci tot ceea ce plătim noi reprezintă costurile de exploatare, adică apa este preluată prin stațiile de captare, tratată, adusă la un nivel biologic prin care, de care nu ne teme, adică noi putem să bem apă potabilă de la robinet și la fel apa evacuată, apa uzată, este tratată și reintrodusă în sistemul natural. Domnule profesor Hărgiu, acum este a doua oară când ne întâlnim în cadrul emisiunilor la Capital TV. Știți, am obsesia asta cu învățământul, care e cauza tuturor relelor în țara asta, sau cel puțin așa cred eu, că de aici, în primul rând, copilul nu prea mai beneficiază de 5-7 ani de acasă, pentru că părinții sunt la rândul lor foarte stresați, foarte ocupați, foarte, nu prea mai au timp de a transfera copilului niște noțiuni de bază, cei 7 ani de acasă, cum se zicea pe vremuri. Acum, la studenții, am o întrebare foarte interesantă, gândindu-mă la faptul că studenții trebuie să fie absolvenți de bacalaureat. Corect. Și că în ultimii 10 ani, de când s-au introdus camere de la vederi, sau 10 ani sau 8 ani, mă rog, ceva de genul 8-10 ani, am văzut camera de la vederi, procentajul de absolvire a bacalaureatului este din ce în ce mai mic. Bine, și-a mai revenit în ultimii ani, fapt care eu bănuiesc că s-a mai relaxat un pic, metodele de descoperire a fraudării bacalaureatului, dar revenind, se vede clar că media intelectuală a tineretului este într-o continuă scădere. Cum se manifestă chestia asta în domeniul dumneavoastră, în universitate? Pentru că dacă vin elevi slab pregătiți din licee, dumneavoastră aveți
o misiune destul de grea pentru de a-i aduce la un nivel universitar. Acum, nu toți studenții care vin de la licee sunt la nu pregătiți. Toți, sunt nu toți, și nu toți, elevi serioși care devin sunt. Studenți serioși, care după aceea se duc și lucrează în universități, la INSEMEX, în producție. Deci nu trebuie generalizat. Referitor la schimbarea condițiilor de bacalaureat, s-a observat un progres la studenți. Deci studenții, eu zic că vin puțin mai bine pregătiți decât înainte. Acum, sunt și elevi care, din nefericire, au fost îndrumați sau au vrut, să zicem, în clasa 9-a să scape de matematică, s-au dus pe filieră filologică și după ce au terminat bacalaureatul și-au dat seama că totuși o pâine bună de mâncat e dacă ai o diplomă de inginer. Și s-au înscris la secții de ingineri. Aici situația e mai grea și elevul, respectiv studentul, are mult de recuperat, pentru că el din clasa 11-a nu mai face matematică. Și atunci aici mai mult de lucru. Cei ambițioși reușesc, ceilalți nu. Da. Domnule primar, care sunt relațiile dumneavoastră cu liceul din Petrila? Știu că aveți un liceu acolo și în ce stare se aflați liceul din punct de vedere, știu, administrativ, dacă ați ajutat cu ceva sau dacă i-ați sprijinit cu ceva sau elevii sunt în ca nu numeric vorbind, sunt într-o continuă scădere sau sunt la un nivel, se păstrează același nivel ca număr. Pentru că spun în chestia asta gândindu-mă la faptul că trebuie să pregătim o generație care va urma și în acest sens trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să-i ajutăm și să aibă cine să le plătească pensia, cum s-ar spune. Da, categoric. Pot să vă spun că am o relație foarte bună cu profesorii de la liceu, cu doamna directoare. Colaborăm foarte bine, ne consultăm de fiecare dată și de fiecare dată când mi-a cerut sprijinul am încercat să găsesc soluții, să îi ajut în activitatea pe care o desfășoară. Pot să vă spun că s-au ocupat toate clasele, deci nu aș putea spune că există o scădere, cum să zic eu, foarte bruscă sau... Cam ce efectiv de elevi are acest liceu? Cam cât sunt? Sunt aproximativ 300 de elevi, cum poate mă ajută Marius, că el este și în Consiliul de Administrație, atât că... Strig liceu. Da, strig liceu. Da. Strig liceu. Și acest număr se păstrează constant? Da, cred că în ultimii ani n-a scăzut foarte mult, din câte știu eu, și ce mă bucură cel mai mult că toate clasele pe care noi, sau mă rog, mai exact, liceul le-a cerut, la inspectorat s-au ocupat. Anul ăsta mi se apropie mie că a fost un interes mai mare din partea absolvenților de clasa 8-a pentru liceul de la Petrila, inclusiv fiul meu a venit la acest liceu și băiatul domnului profesor Tercimu este tot la liceul nostru din Petrila. Eu zic că este unul dintre cele mai bune licee din Valea Jiului și poate chiar din județ. Pot să vă spun că anul trecut, împreună cu doamna director și cu câteva firme din Petrila și din Petroșani, am reușit să înființăm și o clasă de dual. Cred că sunt acolo aproximativ 28-29 de elevi. Un lucru foarte important pentru că am avut... Cu aproximativ un an și jumătate în urmă am avut o vizită a domnului consul de la Sibiu, consulul Germaniei, și dumnealui atunci mi-a recomandat și m-a îndemnat să găsesc soluții împreună cu doamna director să înființăm această clasă de dual. Nu știu dacă știți, cred că acest model a fost preluat de către Ministerul Învățământului, chiar din Germania, acolo se practică foarte mult acest învățământ, unde sunt pregătiți încă din clasa 9-a elevi pentru
diferite domenii de activitate, adică agenții economici se duc către școală, fac contract cu școala și copiii se duc la firmele respective, fac un fel de pregătire practică și ulterior sunt chiar angajați și preluați de către această firmă. Am încercat și noi la Petrila, într-adevăr, din păcate nu am, adică n-am avut foarte multe firme interesate așa cum ne așteptam noi, pentru că în ultimul an de mandat, în anul 2019, au venit foarte multe firme să mă întrebe să de angajați, de tineri care să lucreze la firmele lor și în momentul în care am zis, domnule, hai să facem clasa asta de dual, au făcut un pas în spate. Nu vreau să dau numele firmelor pentru că nu vreau să supăr pe nimeni și nici nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am avut așa un gust amar în sensul ăsta pentru că mă așteptam să existe deschidere. Adică dacă tu te plângi ca firmă că nu există stabilitate, că nu poți să-ți formezi un om profesionist care să-ți lucreze pe un strung, pe, nu știu, un aparat de sudură mai sofisticat sau pe un, nu știu ce, unealtă care are un sistem digital. Și în momentul în care ai ocazia să faci un contract cu școala și să-ți pregătești câțiva tineri care să-ți vină ulterior, faci pasul în spate, nu mi se pare în regulă. Dar eu mă bucur și vreau să mulțumesc societății noastre, a Consiliului Locale, Dealuri Bank, care au preluat o parte dintre ei și celor de la APASERV, conducerea APASERV, acceptați să preia cealaltă parte de elevi și se pregătesc la momentul ăsta și sper ca unii dintre ei să fie angajați acestor firme. Este un beneficiu ciclu destul de important pentru elevi datorită faptului că ei primesc pe perioada în care sunt la școală o bursă de la noi, de la primărie, aprobată în Consiliul Local de colegii mei, de 100 de lei. Cred că de la firmă 200 și 200 de la minister. Deci da, în total 500 de lei. Primăria Petrila, domnul primar Imotes, primăria Petrila, din cunoștințele mele, e singura primărie care la cei 400 de lei de la minister și de la societățile comerciale, de la firme, primăria Petrila mai pun 100 de lei venind în sprijinul elevilor. Și tot am auzit discutându-se despre lipsa forței de muncă, vedeți, asta e o lipsa forței de muncă calificate, clase de dual sunt o soluție pentru elimina deficitul și primăria este. Să nu calificăm eficienți și sudori pentru Germania sau pentru Anglia, că până la urmă așa se întâmplă. Noi care, vedeți că tot ați deschis subiectul acesta, domnule profesor, în vestul Europei, după știința mea, și cred că îmi puteți confirma spusele, facultățile costă bani. În unele țări, da, în altele bani. În marea majoritate costă bani. Să mergi la facultate costă bani din toate pozițiile. Există un procent de 5%, 10% cu bursieri de meri, știu eu, bursieri din anumite motive sociale sau habar n-am, nu știu, sunt. Da, sunt foarte puțini, 5%, 10%. Restul de 90% plătesc. La noi e cam invers. 90% nu plătesc și sau 80% nu plătesc și 20% plătesc. Din motiv pentru care, uitați, că statul român cheltuiește pentru pregătirea unui medic, nu știu, câteva zeci de mii de euro, spre 100 de mii de euro până ajunge medic cu toate gradele, da? După care medic pleacă, se duce în Germania, că el ce să caute în România? La salariul de 2000 de euro sau cât au acum, 3000 de euro, nu? Mergi în Germania, unde îi dă 5000 de euro sau 8000 de euro. Dar să zic, clasele dual sunt foarte bune, revenind la ce spuneați. Sigur că nu mai sunt vechile școli de meserii care erau licee industriale sau școli profesionale sau cum erau pe vremuri, de pregăteau tot felul de meserii de care societatea are nevoie, dar acum pot să pregătim elevi pentru Germania sau pentru Anglia? Să sperăm că nu. Să sperăm că nu. Da. Domnule profesor, încă o veste bună. Liderul deputaților PSD, colegul noastră de partid, Alfred Simunis, a declarat miercuri că a depus în Parlament proiectul de lege prin care se acordă stimulente personale din învățământ. Cadrele didactice urmând să beneficieze de 2000 de lei lunar.
o chestie foarte interesantă. O chestie foarte bună pentru profesorii noștri și eu zic că merită acest lucru. Să vedem dacă va pune în aplicare guvernul PNL această. Bine, guvernul PNL a depus în aplicare o mulțime de lucruri. În primul rând, mărirea pensiilor, care din 4% a ajuns 14%. Mare de aplica legea măririi salariilor profesorilor, care la fel s-a amânat, nu se știe până când. Alocațiilor pentru copii, care iar nu se știe când se vor da sau dacă se vor mai da. Bine, pe de altă parte au și eu circunstanță atenuantă cu pandemia, cu scăderea economică, cu criza mondială, cu etc. Mă rog. Da. Să nu ne pască un acord cu femeiul, că dacă un acord cu femeiul, asta presupune direct scăderea tuturor veniturilor bugetarilor. Vă dați seama că în clipa în care statul român să se împrumute la nesfârșit, că nu se poate împrumuta la nesfârșit, nu? Și în clipa în care nu se mai poate împrumuta, va apela la femei să-i dea bani, ca să plătească pensii și salarii. Atunci femeii zice, bine, vă dau bani, dar tăiați alea, nu mai dați atâta, mai faceți reducere de personal, mai știți, cu cheltuielile astea le faci când ai de unde, nu le faci, dacă nu ai de unde, nu le mai faci, sau știu ce se întâmplă. Da, păi poate prin votul din 27 septembrie reușim să scăpăm de liberal și să momentan dacă scăpați de ei, scăpați sub aspectul primăriilor, da, sub cred, aspectul cred că alegerile locale ca și în 2016 vor da tonul pentru alegerile generale. Deci din punctul meu de vedere cum va fi scorul la alegerile locale din 27 septembrie, absolut. Așa va merge este trendul și pentru generale, poate chiar mai este foarte clar. Mai puternic, pentru că oamenii au la momentul ăsta ocazia să-și spună prin vot punctul de vedere și eu zic că și-l vor spune foarte masiv, pentru că au văzut ce s-a întâmplat în ultimele 10 sau 11 luni de când sunt la guvernare peneliștii. Acum, cu toate problemele care le-a creat COVID-ul, eu zic că au gestionat nu prost, foarte prost țara și cred că ar trebui să plece. Dar oamenii trebuie să treacă și prin problemele astea ca să vadă, pentru că dacă ne aducem aminte, în urmă cu un an și jumătate, foarte multă lume nemulțumită că, nu știu, PSD-ul nu știu ce nu a făcut, dar acum nu știu de ce, nu îi mai văd atâta de incisiv, nu mai ies în stradă, deci mi-aduc cu groază aminte de perioada în care PDL-ul tăia salarii, tăia pensii și oamenii îl votau în continuare pe Băsescu președinte. Nu sunt chiar, și curiozite că Băsescu are nerușinarea din punctul meu de vedere, pentru că nici eu nu sunt de acord cu acest personaj de tristă amintire, fostul președinte Traian Băsescu, dar uitați că are nerușinarea acest personaj să candideze la alegerile din București. Mă rog, s-a ales el când s-a ales eu parlamentar, mă rog, acum candidează la primar. Tare sunt curios să văd ce scor va lua, pentru că e chiar interesant de văzut memoria poporului, cam cât poate să fie de lungă sau de scurtă. Domnule Matei, aș mai vrea să vă mai întreb ceva acum spre sfârșitul emisiunii. Ce planuri de viitor aveți? Din punct de vedere personal și din punct de vedere politic. Știu, în contextul în care o să ieșiți consilier la Petrila, dacă aveți vreun proiect pe care vreți să-l propuneți sau... Din punct de vedere personal, bineînțeles, ca orice om, îmi doresc ca în continuare să mă dezvolt profesional și să reușesc să... Un pic mai tare, vă rog. Să duc cât mai multe lucruri la îndeplinire. Din punct de vedere politic, bineînțeles, același lucru. Vreau să sprijin și toată echipa, și pe domnul primar și pe domnul viceprimar, dar și pe consilierii care vor fi în legislativul anul acesta, să-i sprijin cu ce pot, chiar dacă nu vor face parte, poate, din Consiliul Local. Voi rămâne lângă dumneavoastră și îi voi ajuta cu orice se poate și voi ține până la capăt. Iar, pe de altă parte,
un proiect așa care ar trebui făcut în Petrila la o aici ceva este o... mult discutat, dar ca să fac un scurt rezumat și da? Să dau exact. O idee, multă lume nu am, nu știu, din punctul meu de vedere, cunosc foarte multă lume, socializez, discut și așa mai departe. Multă lume nu înțelege lucruri care până la urmă sunt evidente și reale. Dar lucrurile așa se vorbesc mai pe din dos, pe la spate, ca oamenii să nu priceapă. Haideți să fim sinceri. Petrila, când ne referim strict la Petrila, ca și toată zona Brăjiului, a fost și este încă o zonă monoindustrială, clar. Singura noastră resursă și aceea naturală este și a fost cărbune. Din păcate știm că, nu intrăm în detalii, resursele mai există, dar din păcate nu se mai pot exploata. Și la un moment dat, că acum, că peste 2 ani, că peste 5, și mina Lonia din orașul putea să o închid. Acum, noi ca și consilieri, ca și oameni politici, ca și primari, trebuie să căutăm soluții, ce fel de resurse mai avem în oraș. Până să așteptăm ajutorul, ori de la guvern, ori să vină investitori, ori să ne ajute altcineva. Trebuie să ne ajutăm singur. Și lucrul acesta trebuie să înțeleagă tot cetățeanul din Petrila. Pentru că administrația, orice om ar fi, orice oameni ar fi, de orice culoare politică, nu are importanță. Fără ajutorul comunității și al cetățenilor nu va putea realiza nimic. Pentru că oamenii în Petrila trebuie să înțeleagă că noi trebuie să ne ajutăm singuri. Și atunci căutăm ce resurse avem rămase în afară de cărbune în oraș. Prea multe nu, din păcate. Nu ne ajută nici zona, nu ne ajută nici istoria. Dar există o resursă pe care multă lume a identificat-o. Și eu, sincer, cred că este o resursă sustenabilă, chiar dacă nu este o resursă naturală, dar Petrila se poate lăuda cu ceva. Și nu înțeleg de ce după anii 90 nicio administrație nu a pus accent pe resursa aceasta. Ce anume? Tradițiile Petrilei, istoria Petrilei și obiceiurile Petrilei. Și când zic Petrilei, acum într-adevăr mă refer la populația băsinașă, și anume la Mondrani. O să zică multă lume și o să râde și o să zică ce să facem cu resursa aceasta. Vă zic eu. Doar o scurtă analogie între, bineînțeles, la diferite dimensiuni, că nu putem să ne raportăm la zona Bucovinei, de exemplu. Dar probabil ați fost. Sau Maramureș. Ce ne poate oferi când mergem acolo în concediu? În afară de peisaje frumoase, tradiție, mâncăruri tradiționale și lucruri de genul, pe care noi oricum le avem și noi. Dar trebuie scoase în valoare și, bineînțeles, cât mai curând, pentru că lucrurile de genul ăsta se pierd. Pentru că, din păcate, rămânem fără înaintașii noștri care știu și au foarte mult abar despre tradițiile străvechi și obiceiurile și mâncărurile tradiționale. Mai mult decât atât. Nu știu, poate vorbesc în esență de cauză, dar avem câteva referitor la mâncărurile tradiționale. Eu aș considera că pe administrație ar trebui să se ia niște, la OSIM, brevete de certificare, ca să fie ale orașului. Și de aici, de la nucleul ăsta, trebuie pornit, dar cu ajutorul cetățenilor. Și anume cum? Dacă administrația ar putea face, să zicem, n-am discutat cu domnul primar, dar sunt convins că dânsul este receptiv și dacă se va putea, vom realiza acest lucru, în mandatul următor să se realizeze un serviciu, să zic așa, sau un birou, cu 2-3 oameni care să se ocupe strict de problema aceasta și să aibă deschidere pentru orice tânăr, fie el tânăr, fie el mai în vârstă, inițiator de, nu știu, un proiect european pe tema aceasta. Dar proiectul în sine, într-adevăr, trebuie făcut de administrație, de la cap la coadă, pentru că trebuie să se lege între ele. Din păcate, noi nu avem, nu ne-a binecuvântat Dumnezeu cu un castel străvechi să avem pus așa mai departe în oraș, nu cu o cetate, nu cu altceva. Și atunci trebuie să realizăm singuri acest lucru. Dacă domnul primar în mandatul viitor va reuși să aducă la un anumit nu se poate face, de exemplu, se poate face un festivalul Portului Popular, să fie un festival anual în care să vină, nu că știu că aveți mămurlanii din zona Petrilei au niște haine de sărbătoare foarte frumoase, țesute, din moși strămoși, din
așa. Știu. Bineînțeles, dar lucrurile așa... Poți face într-un fel de festival din astea organizate de o, știu eu, de oierit, de un port popular, de mâncăruri, de tot felul. Da, dar așa sunt ocazionale. Ceea nu ocazionale, festival anual, anual, în care să fie trei zile, trei zile, la fiecare trei luni, la fiecare trei luni făcut cât un festival, de trei zile, de port popular, de mâncare, de tot felul de... Da, dar eu am zis ca proiectul în sine să fie alt. În sensul că să ne creăm nucleul acesta de tradiție și obiceiuri, ca în jurul lui să putem crea o zonă cu adevărat agroturistică. Agroturistică, pentru că, sigur. Pentru că lucrul acela va aduce... Plus valoare, sigur. Și vă garantez eu că după ce vom reuși să facem lucrul acesta și Petila va ajunge la un anumit grad de, într-adevăr, să zicem, agroturism, să vă garantez că și anumiți mici, într-adevăr, investitori vor pleca... Da, e o idee foarte bună, domnule Matei. Mulțumesc. Domnule Hrăciu, un ultim cuvânt pentru emisiunea de astăzi. Am început întâlnirile cu cetățenii, am observat că sunt receptivi la dialog. Eu cred că avem cea mai bună echipă și împreună cu dânsii o să continuăm dezvoltarea orașului. Petrila este pe drumul cel bun. Domnule primar, vă rog. Da, eu vreau să vă spun vis-a-vis de ideea cu care mai avem 2 minute. Adrian Matei, foarte scurt, festivaluri avem și am avut în fiecare an. Momulani Gazde Bune, organizate de către ansamblele de paraza orașului Petrila, am avut invitați din... Da, un festival național să fie național, adică să fie... A fost chiar internațional, am avut vizitatori chiar din Polonia, Bulgaria, Serbia... Și am fost chiar în parada populară. Pe care stai cazați în, da, în, da, în gospodării mongolești. Ideea alta. Deci cu ce vine Adrian Matei este altceva. Și eu zic că n-am discutat până acum de chestia asta, dar e o idee extraordinară. Și a și făcut paralela între zona Moldovei, care a știut să valorifice foarte bine ceea ce spunea el, adică obiceiurile, tradițiile și... partea gastronomică, da, de mâncăruri tradiționale și cu siguranță și mă bucur că, uite, am în echipă tineri ca el și în mandatul ăsta vreau să punem în aplicare aceste lucruri și cel puțin să îi convingem pe mumârlanii noștri din zonă să treacă înspre zona asta de agroturism și să investească, pentru că ei sunt și știm un pic reticenți, așa că nu prea ei grădina și casa lor vor să fie așa o casă mai închisă, să nu intre oricine, dar trebuie să învățăm că dacă vor să se dezvolte din punct de vedere economic, trebuie să-și deschidă poarta și să primească turiști și să pregătească pentru ei mâncărurile de care vorbea Adi, care unele dintre ele zic eu că sunt unice. Sloi de oaie, nu știu dacă se mai face. Sloi de oaie și mâncările pe care se organizează la Nedei. Eu cred că nu știu dacă mai sunt în alte zone ale țării. Și așa cum zicea și domnul Matei, astea se pot înregistra la OSIM ca să fie categorii și pot aparțină avea eticheta Petrilei pe ea și a mumârlanilor din Petrila. În acest sens, noi avem și un proiect pe fonduri europene care va urma să fie implementat de anul viitor în zona Jiețului. Și acolo, sau legat de acest proiect, vom putea dezvolta și ceea ce propune Adi Matei. Deci, aș vrea să și eu să le transmit petrilenilor un mesaj. Îi rog să aibă încredere în continuare în noi, în echipa pe care noi am propus-o pentru administrația locală pentru următorul mandat. Le promit că nu îi vom dezamăgi, vom finaliza toate proiectele pe care le-am început, vom începe de anul viitor alte proiecte noi și împreună cu ei vom scrie în perioada următoare proiecte în interesul lor și înspre confortul fiecărei zone din orașul Petrila. Domnilor, vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de la această oră. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine!